doamne. Na, nu, n-au tăiat pensii, dar salarii atunci. Din cauza asta, apropiere, cu tot respectul... Că sunt necăsit și sunt supărat. Și am pensie de urmăs de 1100, domnul Carmen. Mărie, Mărie, hai să... În primul rând, apreciez că pui foarte mult suflet în convorbirea asta telefonică, dar hai să nu spunem lucruri care n-au existat. Băsescu și cu ai lui au tăiat salariile, pensiile nu le-au tăiat. Haideți să spunem corect, au avut în intenție salarii. Nu, și la pensii ce au făcut? Imediat, Mărie, alea 5% la pensii, dacă mi-aduc eu aminte da, bine. E vorba de... Am mare pensie ăștia ce au fost la bocan cu apelat, încadrat, decât au avut soțul meu, care a avut școală de oficieni, care a făcut supraviețuirea. Pensie de urmași. Soțul, Mărie, soțul trăiește soțul? Dacă e de urmaș, nu, n-are cum. N-am auzit. Dacă e pensie de urmaș? N-am auzit, e pensie de urmaș la tine. 1100. Am înțeles. Ce se întâmplă aici? Altă abordare. Păi spuneau că nu se majoreze. Sigur că nu m-a putut. Stai un pic, Maria, stai un pic. În favoarea doamnei. Da. Când am vorbit de recalculare, da, o salarizare din 90 nu e egală cu 2018. Eu am spus așa, domnule, când facem ordinul de ministru ca să recalculăm, un ofițer de armată din 89, șef de birou, iau echivalentul lui din 2017 și îl duc pe aceleași componente. Și recalculez ca și cum ar avea nu, acum. S-au opus toți ăștia care lucrează să nu le dea banilor. Da, Maria, ai auzit, da? Da, doamna Vasilescu că avem oameni cu 500 de lei. Au refuzat să le recalculeze, înțelegeți? Da, Maria, zi. Domnul Barbu, nu i s-a luat în considerare... Domnul Barbu. Te ascult. Nu i s-a luat în calculare facultatea. Soțul meu din Amar a murit. Apropiere, cred. Vă dați seama, în 3 luni de zile mi s-a dus. La 57 de ani. E logic, doamnă coamnă. Acum să vă luptați pentru tineretul ăsta care acum a încadrat la apelul Bocancului și cei care au fost scoană de ofițer pe timpul lui Ceaușescu. La supraviețuire, cam toate pozele, poate o să vi le trimit odată. Că nu și-o găsim arminda să mănânce. Cât a făcut supravesuirea. Are dreptate, da, dacă îmi permite și răspund. Da, Mărie, mersi mult pentru telefon. Mersi mult, Maria. Acum așteaptă și răspunsul. Este o temă fundamentală și sunt martori ofițerii din MAPN cu care eu am discutat când am negociat ordinele de ministru privind recalcularea. Și am spus, domnule, exact ce spune femeia. Avem oameni care s-au pensionat în 87, 88, 89, ofițeri de armată. Și acum, sigur că salarizarea a evoluat. Un șef de birou atunci avea 200 de lei, 300, 700, 1000, acum are 3000. Trebuie să echivalem acele funcții comune, acele elemente salariale. Cine s-a opus, domne? MAPN-ul cu toți juriștii lor, cu tot neamul lor. De ce, domne? Păi ca să apuce ei, să nu ia și ei la astfel de calculare. Ce nu înțelegeți? Eu întotdeauna am fost pentru logica asta și sunt martori toți oamenii care... Acum, asta e întrebarea pe care ți-am pus eu acum câteva minute. Da. La condiții egale și vechime și contribuție egală, da, în mea nici măcar nu era contribuție. Știți cum se întâmplă acum? Cei despre care spune doamna sunt foarte jos, e valul ăsta acum care a urcat, după care vor cobori din nou. Și vom fi așa. Vor fi disfuncții în sistemul de bună ziua, sunteți în direct. Alo? Da, doamnă. M-auziți? Bună seara, am să fiu cât mai succintă și la obiect. Soțul meu și-a depus dosarul, împlinește 48 de ani, deci e colonel în MAPN, și-a depus dosarul cu 1 august. La casa de pensii i-au respins pentru că nu i-au găsit să echivaleze, mă rog, i-a trebuit o adeverință până a luat-o de la... l-a redepus. Acum, pe nou, actualul dosar scrie 31 august. Eu, din câte am înțeles aseară de la domnul Gustav Vasilescu, au spus că până pe 15 septembrie. Am spus și eu lucrul ăsta la nivel declarativ. Imediat să-ți răspundă. La nivel declarativ. Da, dar mai devreme ați spus că dacă intră legea cu 15 august, soțul meu care și-a cerut pensionarea cu 15... Păi vreți să vă spun adevărul, scumpă doamnă, ce da, v-ar spune Coarna acum nu are, cum să zic, decât presupunere, exact, pentru că nu e premier, nu este Dragnea, nu e Tăriceanu, este Dumitru Coarnă. El am acum înțeles, a presupunere... Ascultați-mă un pic. Aveți informații din interior? Nu, informații... Nu, păi dacă îl vedeam afară, îl vedeam afară din platou, dacă aveam că era blat cu guvernul. Da? Informații, scumpă doamnă, nu dețin decât decidenții Tăriceanu, Dragnea, Tudose, Olia și cu Dan și cu domnul Cicuianu. Deci acum nu au o reprezentare clară. Considerați că ce a spus doamna Olbuța
Vasilescu ieri că cine dorește să așa, depună dosarul până pe 15 septembrie. Eu vă răspund altfel. Eu mă rog la Dumnezeu să vă răspundă. Eu mă rog la Dumnezeu ca doamna Vasilescu măcar în emisiunea respectivă să țină cuvântul dat. Adică să ducă cu 15 septembrie să lăsăm un orizont de așteptare și oamenii să... Adică cele 45 de zile care... Da, doamnă. Exact. Dacă mă întrebați, prima mea doleanță a fost să fiu consultat, a doua, termenul să fie undeva 1 octombrie ca omul, soțul dumneavoastră și alții ca soțul dumneavoastră să aibă posibilitatea să opteze. Sunt oameni care vor să rămână, dacă legiuitorul le oferă o situație financiară identică, nu pleacă. Și cineva de acolo mi-a promis că o să se întâmple așa. Am văzut declarația publică și a doamnei Vasilescu, dar eu nu pot să garantez să nu crezi în greci nici când îți fac daruri, spun eu. Da, mai devreme ați spus că dacă se dă legea cu 15 august, dacă dosarul e depus și cerința e pe 31 august, deci intrat după legea vigoare la 31 august, e simplu să fie așa. Dar nu e normal să fie așa, dacă dosarul e depus așa și... Stai mă, Mitică, dacă dosarul e depus de soțul nostru, ordonanța spune că produce efect... Nu e normal. Ba păi da. Nu-i normal că la momentul depunerii dosarului eu nu avem de unde să știu că legislativul... Dar dumneavoastră credeți că în momentul în care guvernul dă ordonanțe de urgență ține cont adică de ce de părerea dumneavoastră? În momentul ce dosarul este depus trebuie să se țină cont de cei care au depus dosarele. Să clarificăm într-un fel. Soțul dumneavoastră astăzi îndeplinește condițiile de vechime și vârstă astăzi? Da, îndeplinește și le îndeplinea ca să iasă la pensie cu cât iau dosarul. Mă ascultați un pic? Mâine la prima oră, revenire la raport și spun începând cu data de solicit deschiderea dreptului la pensie începând cu 3 august. Punct. Da, deci se poate solicita. Cât de frumos, cât de frumos și e valabil pentru mii de români răspunsul dat acestei doamne, e valabil pentru mii de oameni în aceeași mulțumesc situație. Mulțumesc și apreciez disponibilitatea noastră. Cu tot dragul, cu tot dragul. Mergem mai departe. Bună ziua, sunteți în direct. Alo? Alo? Da, Cristina. Bună seara, sunt ofițer în Poliția Română de 30 de ani. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Vreau să vă spun că nu doresc să ies la pensie. Vreau să merg în continuare cu tot riscul, dar ceea ce spune domnul Coarne este perfect adevărat. Deci ceea ce se întâmplă la momentul acesta în minister este, cum să văd, este ceva nemai auzit, vorba ce am prins, pe vremea lui Ceaușescu am prins după Revoluție, am avut demnitate în acest minister, acum nu mai avem nici demnitate. Mă doare sufletul să aud vorbele astea, Cristina, din partea unui ofițer cu asemenea vechime. Deci vă spun că fac 30 de ani acum, în noiembrie, dar nu am pomenit ceea ce se întâmplă la ora aceasta, minister de interne. Îmi pare rău, țin la instituția asta, a fost devotată instituției, dar nu se poate așa ceva. Cum comentezi? Deci este înfiorător ce se întâmplă la ora aceasta. Mulțumesc lui Dumnezeu că doamna a intrat să confirme ceea ce spun eu. Și vă mulțumesc din suflet că ați confirmat niște lucruri ca să nu par eu ieșit din context. Nu, este perfect adevărat, iar domnul Vâlnei și cu toți ceilalți reprezentanți ai sindicatelor noastre a trebuit să vină ajutorul dumneavoastră și să confirme cu toată răspunderea ceea ce a spus dumneavoastră. Vreau să te întreb, Cristina. Vă rog. Nu pot să-ți spun doamna Cristina, că ți-a spune doamna Cristina, îți spun Cristina că așa te-ai prezentat. Cristina, dragă, da. Cum analizezi după 30 de ani de muncă în Ministerul de Interne și bine precizat că ai apucat și perioada comunistă, ai apucat ca ofițer în interne și perioada de democrație, mă rog, așa zisă democrație după 90. Spune-mi, s-a ajuns ca la... Ești bucureșteancă? Da, bucureșteancă. S-a ajuns ca în București, dar nu dau exemplu doar București, oriunde vrei tu, dar în București. Da. Nu, hai să o iau altfel, ca să nu dau Bucureștiul, că ești cotă parte. Într-un oraș de 14.000 de locuitori, am dat eu exemplu acum câteva zile, șeful poliției locale în oraș... Băi, atenție, 14.000 de locuitori, adică la tine în cartier unde activezi ca ofițer... Cât ar fi o secție de poliție? Cât o secție de poliție, bravo, din București. Chiar mai puțin, da. chiar mai puțin. De secție. O secție are mai mulți, o secție de poliție. Să spunem o secție mică, o secție, bravo, Cristina. Să zic, secția 17, unde nu ar fi... Bravo, Cristina, o secție mică de poliție din București care a rondat mai mult român decât ăla într-un oraș de 14.000. Știi cât are... Da. Știi cât are, nu șeful poliției locale, cât are un polițist cu studii medii la locala din orașul ăla? 40... Am auzit și eu și tot... Vreau să te întreb dacă duci acasă, Cristina, nu vreau să știu cât duci. Doar să-mi răspunzi cu da sau nu. Tu, după 30 de ani de muncă în Ministerul de Interne, duci la copil și la bărbat 40 ceva de milioane pe lună? Nu. Atât am vrut să aud. Ai auzit, Coarnă? Nu, da, vă dar spun, doamnul Coarnă, trebuie să fie susținut de către domnul Vâlnei și de către cei reprezentanți, ca să nu spun că pe Cristina, care Cristina, să pună numărul.
Cristinica, stai un pic, ca să nu spun că femeia, fiind ofițer, presupun că are și studii superioare. Ia întrebați-o ce salariu de funcție are, 2000 ceva de lei salariu de funcție. Poftim? Are salariu de bază 2000 ceva de lei și are studii superioare și are 30 ani. Cât ai salariu de încadrare de bază, Cristina? În jur de 3.000 și un pic. 3.000 și un pic. După 30 de ani de poliție, de muncă. Academie de poliție, studii superioare. Și uitați-vă la poliția locală dacă te încadrezi. Mă bucur foarte tare că ne-a ajutat Dumnezeu să prinzi o legătură telefonică liberă să ne spui aceste lucruri. Și eu vă mulțumesc și spun domnului Coarnă că noi suntem alături de dânsul. Să rămână mersi. Sper că n-ai dat telefonul ăsta doar că ești membru de sindicat și vrei să-l susții pe Coarnă. Nici măcar nu sunt membru de sindicat. Doamne ajută. Mă bucur foarte tare. Am spus Doamne ajută nu pentru că nu ești, pentru că nu poți fi suspectată de partipric cu mitică invitatul meu Coarnă. Bine. Absolut deloc se poate verifica. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Luăm un pic de publicitate și revenim pentru ultima parte a emisiunii. Cine are cu adevărat probleme serioase legate de sistemul de pensii, poate să ne sune dacă are noroc să-și intre în direct, că încercăm cu juristul și cu liderul de sindicat, Dumitru Coarnă, să vă răspundem. Ne-am întors pentru ultimele minute ale unei ediții incendiare. Internetul a luat foc, online a luat foc, telefonul Costel fume, lui Costel fum, mă pomenește Caraș, lui Coarnă. Băiat deosebit de altfel. Băiat deosebit Costel Caraș, îl salutăm. Deci telefonul lui Coarnă a luat foc, sute și sute de mesaje. Eu cred că una dintre chei, sau dacă nu cheia, este la băiatul din imagine, la domnul Tudose, premier al României. Am eu așa un feeling că punctul lui de vedere va conta și va fi dat miercuri, probabil, la ședința de guvern. Sau când e ședința? Joi? Miercuri am miercuri, așa. Ideea e următoarea, oameni buni. Au început deja serviciile secrete să lucreze pe față. Le mulțumesc foarte mult ofițerilor de la servicii. Uitați-vă de ce spun asta. Pentru că Mitică a început să domnul Coarnă, pardon, a început să primească mesaje cu textul ordonanței, bucăți în textul ordonanței și este rugat de ofițeri vizați de la interne, de la servicii vizați de această ordonanță să citească, citește-mă ce ai primit. A, este textul așa că îi pregătesc un text spunând că cererile înregistrate și nesoluționate până la data producerii efectelor juridice ale ordonanței se iau în calcul cu ordonanța. Deci traduc și pentru cei care adică dacă mai zi o dată și traduc prea repede. Eu depun cererile de pensionare astăzi. El nu mi-o soluționează, mi-o duce, mi-o ține nelucrare 30 de zile până în 31 august. Ca să producă efecte. Bravo, ordonanța de urgență produce efecte după 10 august și mă bagă în efectele ordonanței de urgență pe care o pregătesc acum, ceea ce este ilegal. Doar prin întârzierea dosarelor. Prin nelucrarea cererii mele. Întârzierea nelucrare. Dar e ilegal, altă infracțiune. Este ilegal. Deci, dacă eu oamenilor, uite-te în cameră, e ilegal sau da, nu? E ilegal. Dacă eu, Tudor Barbu, îndeplinesc condițiile de vârstă și de vechime, am depus pensionez, am depus și cer cu 31 iulie, el poate să-mi soluționeze în septembrie, dar cu legea de la 31 iulie. Ei încearcă acum, prin ordonanță de urgență, un text să spună că cererea depusă în 31 iulie, nelucrată până la 30 august, dacă ordonanța de urgență 7 din 3 august e în vigoare să-mi aplice pe aia. Este ilegal, vă rog, nu comiteți aceste infracțiuni pentru că vă ridicați toată țara, vă ridicați toată țin cap. Deci, băieți, atenție mare, Coarnă a început foarte tare, foarte tare. Mesajul ăsta pe mine m-a bucurat pentru că am văzut cam cum e sursa, cam de unde vine. Foarte mulți oameni, foarte mulți oameni de la penitenciare care n-au treabă cu Dumitru, cu Coarnă. N-au treabă cu Mitică. Îi scriu și îi spun, prietene, suntem alături de tine, mergi mai departe, că ce spui e drept și corect. Nu vrea să citească, că zic, bă, Tudor, nu e sindicatul meu, e sindicatul colegilor de la penitenciare. Fraților, lucrurile scapă de sub control dacă nu sunteți uniți. Eu vă spun celor care purtați uniforma statului de drept. Că este jandarm, că e de la ISU, că e din Armata Română, că e din interne, că e din structura penitenciarilor. Toți care poartă uniforma statului de drept, bă, uniți-vă. Pentru că dacă nu o faceți acum și vă prind ăștia divizați și duși în diverse direcții de diversi lideri, eu nu spun că ăsta-i lider, nu spun că, Doamne, iartă-mă. Știți care va fi următoarea lor temă? Să mă discrediteze pe mine. Vor începe o campanie. Nu, dar eu rezist. Pentru că am experiența asta. Eu mă aștept să-ți găsească drogul în mașină. Mă aștept să-ți găsească filme domnul porno pe site-ul sindicatului. Mă aștept la orice. Am o vârstă, am depășit momentele. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, domnul Barbu. Salut, Costele. Am revenit la noastră. Eu am 73 de ani, am apucat timpul comunismului. Mulți înainte. L-am apucat și pe ăsta. Dar ce văd în Ministerul de Interne, am impresia că și în Ministerul de Apărării Naționale. Am impresia că cam s-a trecut Saricavul. Înțelegeți? Nu înțeleg foarte bine. După Revoluție a început pensionare să-și facă legi, să-și facă dreptate. Costele, ești pensionar? Să facă ei să ceară ceea ce nu se mai poate. Ești pensionar militar?
Poate? Ești militar, pensionar, militar? Nu, domnul. Nu? Nu, bine, domnul. La revedere. La revedere, mersi mult, Costele, iartă-mă, te aștept în emisiune altă dată. Astăzi vreau să triem și vă rog pe cei care nu fac parte din sistem să lase liniile telefonice libere pentru pensionarii sau pentru cadrele active din sistemul de siguranță națională, că pentru ei facem... Trebuie să fac și eu corectură, că am primit un alt mesaj și mi se pare corect. Că textul va suna, dacă sună așa, în regulă. Cererile înregistrate și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează conform normelor legale existente la data deschiderii dreptului de pensie. Așa este corect. Să-mi soluționeze... Mesajul dintr-o sursă care... Dintr-o sursă sigură. Sigură. Da. Adică guvernamentală. O sursă sigură. Da. Sigură. Dacă e așa, e foarte bine. Dacă este așa, uite e cum facem, facem... Nu, da, eu vreau să fiu corect cu toată lumea și nu... Apreciez și dacă îl aveai și nu îl citeai, era păcatul tău. Acum mi-a venit după ce am vorbit. Da, da. Este, emisiunea este urmărită. Nu, da, eu nu vreau să manipulez. Încă o dată, eu vreau să respect normele de drept, eu vreau să respect deci, statul... Deci, în traducere, oameni buni, ce spune acest ultim mesaj pe care l-a primit președintele SNPPC în emisiune în direct? Indiferent în data în care vor termina de lucrat dosarul vostru, dacă data la care voi ați cerut trecerea la pensie, intrarea în plată... Deschiderea dreptului se face... Deschiderea dreptului, bun, este, va fi respectată. Deci nu vor încărca legea. Mesajul dacă vine dintr-o sursă... Așa, dacă textul va fi cum l-am primit eu acum. Dom'le, dacă sursa e sigură... E sursa înseamnă... e sigură. Bun, înseamnă că lucrurile sunt așa și mă bucur foarte tare că reacționează decidenții la ceea ce spunem în această emisiune, pentru că nu o facem pentru noi. Suntem urmăriți pas cu pas, domnule. Dar nu e normal. Băi, apropo, asta cu pas cu pas. Te-am auzit astăzi exprimarea cu pas cu pas, cred că de 5 ori ai spus-o. Domnule Barba, hai să vă spun ceva. Ori ai umblat cu Iohannis pe față. Da, ori promovezi cartea lui Iohannis, da. Ori ești fan Iohannis, zi. Domnul Iohannis l-am întrebat astăzi, am făcut o retorică, nu i-a tremurat pixul când a semnat ordinea de pensionare la generalul de 39 de ani? Nu și-a pus întrebarea, mă, de ce pleacă ăștia la 39 de ani? Ori îndeplini condițiile legale? Cum 39 de ani? Păi 39 de ani, în Ministerul de Interne a plecat general la 41 de ani. Cu drept de pensie la 41 de ani, costă 30 de milioane. Când a semnat cu mânuța dreaptă, cu pixul, nu i-a tremurat pixul? Vreau să spun ceva. Nu, întreb domnul, și eu. Domnul președinte a semnat o lege, a promulgat o lege. După dată, când a semnat decretul de pensionare a unui general și a văzut că are 39 de ani, nu și-a pus o întrebare, a fost una. Când a venit a doua, când a venit a treia, când a venit a patra, când a venit a cincisprezecea, nu și-a pus întrebarea asta, are consilier acolo pe domnul Oprișor, un om deosebit. Nu întreabă? Nu știu să răspund întrebarea. Păi nu, știu eu. Știu eu, e o complicitate, vă spunem despre legea pensiilor, legea salarizării. Umblat ordinar. Umblat ordinar. Dom'le, eu președintele statului, când văd un ofițer general al poliției, al SRI-ului, al armatei române la 39 de ani, că pleacă cu drept de pensie 140 de milioane și eu am deficit de personal de 20.000 de oameni... Dar i-a chemat să-i întrebe președintele? Ce spuneți? I-a chemat pe decidenții, pe Helvic, pe Ciuțuianu, pe Dan, băi, veniți-mă puțin toți. Dacă eu spun lucrurile astea de 2-3 ani, dar nu mă bagă nimeni în seamă. Ei semnează în continuare. După aia, domnule, știi, avem deficit, avem bani, bugetul, nu știu cum, încep de serios. Nu, mă întreb și eu, președintele, când a decis că era constituțional dreptul lui. Da. Da? Să-i treacă pe ăștia în rezervă, să-i bage la pensie. Dar putea să-și refuze, să întrebe de ce. Nu putea să-i refuze, dar nu. Bun, păi ei nu. Dar nu chemai șeful instituției. Da. Băi, Edi, băi, da. Eli, vino puțin. Doamna Dan, vino puțin. Domnul Tobă, sau cine? Domnul Suceanu, vino mai puțin. Da. Ce se întâmplă? Da. Sau poate îi cheamă mâine? Poate bine, bună ziua, sunteți în direct. Da, Mirela. Bună ziua. Bună. Am sunat, sunt soție de ofițer din Ministerul de Interne, comisar șef, care are 44 de ani și care nu îndeplinește condițiile de pensionare prevăzute în legea pensiilor militare. Am sunat în acest sens să îl susțin pe domnul Coarnă și să îi dau dreptate și să conving pe toată lumea că ce se întâmplă acum în Ministerul de Interne este perfect adevărat. Condițiile în care s-a pensionat doamna Alina, condițiile în care s-a pensionat domnul Ciocoiu și domnul Breazu exced legii pensiilor militare. Într-adevăr, pe situația aceea de excepție, din motive ale Ministerului de Interne, îl punem la dispoziție și în... Mirela, ești drăguță în exprimare. Lăsați-o să termine. Imediat te las, nu te rup. Vreau doar să spun atât. Nu excede nimic, este un caz de ilegalitate crasă pentru care parchetele militare ar trebui acum, la ora asta, deja să aibă dosar deschis. Nu, parchetul general, domnul Lazar. Păi nu e domnule în cadrul... Nu, funcționari publici. Ați funcționari publici? Sigur. Parchetul civil. Zi, Mirela, mai departe. Nu știu ce vreau să vă mai zic. Deci înseamnă că eu nu mint, am dreptate, nu? Înseamnă că eu ce am spus eu referitor la Breazul, la Alina, la Roșanu, la toți ceilalți de acolo, lucrurile sunt așa, pentru că eu am proprietatea termenilor și fac probe, adică au dosare deschise la casa de pensii cu decizie, au contracte individuale de muncă, trei dintre ei, iar alții până la 30
Sunt pensionați, unul la 39 de ani costă 30 de milioane, altul la 41 costă 30 de milioane, la 42 da, Irina Alexe cumul? Și alții. Și alții, Irina Alexe, ați auzit de ea? Era da. Pe la Senat. 42 de ani 100 și nu mai contează, fără număr. 42 de ani de statul român își permite să trimite acasă om la 42 de ani cu 120 de milioane. Și amărâtul ăla de la Suceava sau de la Maramure sau de la Constanța s-a mai dus la 53 de ani la Constanța să vină în Coșciuc de acolo. Da, scuze, da, Mirela, zi. Și fac cumul cu contracte de muncă angajați în mai. La tot la minister, atenție mare, l-a pensionat pe aceeași funcție, l-a angajat a doua zi pe aceeași funcție. Da. Mersi, mersi mult, Mirela, mergem mai departe. Al telefon, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, domnul Barbu și invitatul nostru. Salut, George. George Scutariu, din Buzău, satul Colțe. Am și o întrebare la dumneavoastră, dacă puteți să răspundeți. Eu, sincer, vă spun, am dat mai târziu drumul la televizor. Și nu am găsit un răspuns și eu, domnul Barbu. Spuneți-mi și mie că cei de aici din Parlament, ăștia nu ne dau răspunsuri. Zi întrebarea! De ce ei iese mai devreme la pensie și noi ăștia, cetățenii, ieșim, trebuie să suntem obligați să ieșim la vârsta de 65 foarte de ani? Tare. Mersi. Stai un pic la telefon, Georgica. Stai da. Un pic la telefon. Îți traduc eu întrebarea. De ce prostimea are o lege? Ba da, domnul Coarnă. Ba da, domnul Coarnă, pentru că oamenii au dreptate. Ei, se usucă sângele în ochi muncii. Băiatul de la Suceava se usucă pe muncii. Știi ce a auzit omul ăsta la telefon? Cum se iese la pensie la 40 de ani, la 39, la 41? Păi am spus că e ilegalitate acolo eu. Păi ce vreți să mă spun eu odată? Domnul... Încă o dată, este ilegal acolo. Ce spune omul, ce spun și eu, spun clar că nu poți să scoți un om la 39 de ani la pensie decât prin încălcarea legii. Eu am spus, am vorbit altă limbă până acum. Da, George, imediat. Care e întrebarea, George, de fapt? De ce voi ieșiți, oamenii normali ies la termen de 65 la pensie? Și la noi e vârsta 60, ca să ne înțelegem. Da, și mai 60 vreau este să vârsta standard la poliție. Remarc 60. Ceva, domnul Barbu, este 60 dacă vârsta. Permite. Da. Vreau să ne legăm un pic și de șomaj. Uitați că aici cam deloc nu se mai dă. Nu, George, nu vreau să discutăm de șomaj, că e altă emisiune. E altă emisiune. Mersi mult pentru întrebare. Nu 60, eu nu vorbeam de voi, mă, la 60 de ani poliție. Eu vorbeam de oameni de rând care ies la 65. Da. Așa știu eu, bărbații. Da, și la noi poliția 60. 60. Armata, serii, armata, bun, dar acolo cu tine. Okay. Numai că știi ce vedea cu o țară întreagă într-o sfidare generală a decidenților? Pensionarii, la 40 de ani, la 41, la 42. Domnul Barbu, vă repet eu că infracțiunea acolo, de câte ori să spun? De câte ori să spun eu? Infracțiunea se face la vârf. Dumnezeu. Nu se face la Buzău. Ce am spus până acum? Nu se face într-un sat sau o comună din Buzău. Ministerului de Interne, ce am spus eu? Am spus Popescu Alina, adusă pe fieră politică de la Slatina, la București, ținută 5-6 luni, încărcat sistem de referință cu salarii mari, pensionată și a doua zi angajată. Mai spun o dată. De câte ori să spun, domnul Barbu? Ascultă-mă puțin. Până m-au arestat pe mine când m-au pus, pe sus pe aici sunt monitoarele, care cum să nu se văd în cadru. Credeți-mă pe mine, avem monitoare unde controlăm emisiunea de la Antena 3, România TV, Realitatea, Digi24, toate televiziunile de știri le avem aici. Mă, niciuna nu tratează subiectul ăsta. Și m-am stat și m-am uitat. Am vorbit cu Coarnă în pauză. Bă, ăștia n-au văzut că tu sezizezi parchetul în direct? Nu, frate. Acum, întrebare. Poate este o frăție tacită și noi ne riscăm ăștia de la B1 discutând despre un subiect pe care alții nu-l discută sau noi suntem pe miniște? Nu sunteți pe miniște. Dumneavoastră sunteți ancorat în realitate și ați tratat subiectul zilei, că mi se pare corect. Sunteți ancorat în realitate. Așa văd eu lucrurile. Bine, pot fi subiectiv, că eu cu dumneavoastră ne cunoaștem de mult dar timp. Dar nu este problema. Dar... când tu vii ca lider, ca președinte al unui sindicat al poliției am în România... Am fost la Antena 3 pe subiect astăzi, ca să fiu corect. Dar cu tine, am văzut. M-am invitat distanță la 9:30, sunt din nou, probabil băi, tot uite, stare curios, stare curios. Probabil tot în mod normal, ăștia, păcălici ăștia care cred că dacă pronunți Antena 3 faci rating sau îi scazi ratingul, nu, vă spun eu, fiecare are ratingul lui, indiferent că îi spui pe numele sau nu. Da. Eu vreau să văd dacă diseară Antena 3 pune problema penală a doamnei Dan, a domnului Tudorache și a domnului Tobă, privind aceste dosare. Când i-am spus domnului Tudorache... Nu, sunt curios dacă, că dacă nu o face Gâdea de seară... Mică Coarnă, dacă domnul Gâdea de seară nu o face și nu-i să, cum să zic, nu-i să ies ochii până lentile, spunând, bă, a fost jaf la Ministerul de Interne cu pensionările astea, înseamnă că e blat Antena 3 și șefii lor sunt blat pe ăștia care conduc țara. Nu fac aprecieri la presie. Nu, e părerea mea. Dacă diseară voi vedea același apel și din partea altei televiziuni, bă, judecați ce se întâmplă, că s-a revoltat țara. Știți că Oana Zampir astăzi a fost corectă pe subiect. Bine. Și a ridicat problema. Okay. Numai puțin. I-am bravo. Spus domnului Tudorache, bruxelezul, cum îmi place mie, da. Un om inteligent de altfel, îi explicam coordonat. Domnule, vedeți că distruge sistemul cu 76, cu 21, cu 39 de ani, râdea la mine. Când am ridicat și am dat niște nume și am spus niște lucruri, mi-au înconjurat blocul. Eram sechestrat. Bună ziua, sunt...
Erai sequestrat? Ne-au înconjurat blocul, a trimis toată echipa de filaj acolo. Mă, zice, ce faceți? Nu cred așa ceva. Nu cred. Acasă la tine ți-au înconjurat normal blocul? Normal că da, dar ce-i prima oară? Wow. Soția ce zice? Ce să mai zică săraca, să vă pișnu și ea. Doamna Coarnesa, liniște că nu e singur, credeți-mă. Sunt foarte, foarte mulți oameni alături de el în țara asta și în presă și nu numai. În Bacău mergem, bună seara. Da, bună seara. Bună seara, domnul Coarnă. Bună, Cristinele. Sunt fost angajat al mai până astăzi. Deci cu 31 am trecut în rezervă. Să fii și sănătos. Domnul Coarnă are perfectă dreptate la tot ce a afirmat până acum. Deci nu fac parte dintr-o structură mai de la ISU. Și deci nu, nu dar fac spune-mi, parte de ce, de ce ai plecat de la ISU? Pentru pensie? Am îndeplinit toate condițiile pe legea 223. Și ți-a fost frică? Am 48 de ani, 27 de ani de vechime, lucrat în condiții speciale. Speciale, am încadrat. Sunt pârghile făcute de mine, amendamentele făcute în legea... Nu, dar nu erai tentat să mai rămâi? Da, dar cu toată incertitudinea asta puteam să pierd la pensie și atunci am plecat. Vedeți? Ce spun eu, eu de mult. Că aude și domnul. Asta este. Dumnezeu. Da, auzi că domnul Barbu, dar o trebuie nu la tăi mică. Deci de 8 de zile îi spun eu, doamnă Carmen, doamnă ce zile. Cristinele, eu te întreb acum și pe tine și pe Mitică, pe Coarnă. Mă, dar dacă, ei, dacă ei chiar vor să scape de voi, te-ai gândit și la asta? Da, e și asta. Poate vrea să facă cei care au peste 25 de ani. Și pe cine să aducă domnul Barbu? Să-și aducă pe aile urmărite, domnul Barbu. Un polițist... Ia stai Cristinele la telefon. Dar dacă ei urmăriți să scape de oameni ăștia... Un pompier de calibru colegului, un jandarm autentic, un polițist autentic îl formezi în 5-7 ani. 5-7 ani! Cel puțin. Dar tu n-ai nevoie să-l formezi... Stai puțin, Cristinele, dar tu acum mi-a venit. Dar să-i trimitem la moarte. N-ai nevoie, mă, să-l formezi. Tu ai nevoie să fie loial. Să-i trimitem la pușcărie sau la moarte? Unde să-i trimitem? Domnule, un om, dacă nu-i pregătit, îl trimiți ori în cimitir, ori în pușcărie. N-ai cum, ai două variante. Ia zi, Cristine, concluzia ta, ce se întâmplă acum, cum se vede de la tine? Păi nu este normal și are dreptate domnul Coarnă și cu pensionările de 40 de ani. Toți au ieșit cu pensie anticipată parțială medical. Deci toți au plecat, s-au dus, au fost apți limitați sau inapți, s-au declarat la doctor, după care s-au pensionat la 40 de ani și calculul este același ca la unul care este în situația mea. Dar nu-i bătaie de joc? Și bătaie de joc, stai 323 ani, încerc să spun eu. Da, mă, nu dracu de lege, tot bătaie de joc, e indiferent de în bază care e legi. Păi da, dar tu mă zici pe aia, dar încerc să spun că nu asta e vina. Dar am înțeles toată lumea, măi, cine? Am înțeles noi și colegii, dar ei nu au înțeles. Ei modifică, joi modifică 223, nu 360. Înțeleg, o să vede ce modifică. Păi cât facem, pariu că e ca mine. Păi înseamnă că-s chiar nesimțiți în cazul ăsta. Nu pot să spun că... Dacă nu modifică ceva ce este evident aiurea... Facem pare că nu modifică miercuri ce spun eu acum. Notați! Bine. Articolul 69, litera J din 360. Am memorăm că avem înregistrare. Nu trebuie să ne memorez toate articolele tale. Da, mersi mult, Cristinele, pentru telefon. Bună ziua, sunteți în direct. Alo? Da. Da, Ioane. Aș vrea să intru în dialog cu domnul Coarnă. Ești deja în dialog cu el, te ascult. Da, sunt în dialog cu dânsul. Deci, domnul Coarnă, toate noțiunea de pensii speciale... La noi e pensie de serviciu. Să vorbească. Okay, este caducă. Da, de este caducă. Pensie specială de acord cu noastră. Este caducă, corect. Aveți dreptate vreau în tot. Vreau să vă spun și să vă mai zic și altceva. Legea deci este specială. Efectul legii retroactiv pentru aceste pensii este perfect legal, pentru că ele nu sunt pensii. Deci, încă o dată, noi nu suntem pe pensii speciale, aveți dreptate, noțiunea este caducă, dar noi avem pensie de serviciu, nu specială, atenție mare. Am rugăminte, deci începem, repliați-vă discursul dacă vorbiți despre poliție, vă respect și aveți dreptate. Noi avem pensie de serviciu. Atenție mare! Polițiștii militari în toată lumea au pensii de servicii raportate la buget, nu la sistemul public. Da? Nu noi am inventat-o, în Germania, în Franța... Bine, Ioane, am înțeles. Deci sunat să ne spui că nu se numesc pensii speciale. Am înțeles, nu se numesc. Nu, sunt pensii de serviciu. Altceva. Deci vreau să vă spun că pensiile speciale pot fi, prin lege, modificate așa cum vrea guvernul, să știți. Dar toate legile deci, Curtea Constituțională s-a referit numai pentru pensiile în sistemul contributiv. Este așa sau nu?
informați-vă. Amestecă lucrurile. Nu știu la ce se referă. Nu le amestec. La ce vă referiți? Retroactivitatea este clară în Constituție. Nici o lege nu poate retroactiva decât... Haideți că v-am lăsat, cu tot respectul. Da. V-ați referit la retroactivitate. Retroactivitatea este foarte clară în Constituție. Nici o lege nu poate retroactiva, cu excepția penal contravențional, și acolo legea mai favorabilă mie. Restul acționează doar pentru viitor. De la data intrării în vigoare. De la data intrării în vigoare, corect. Modificate. Deci la data produce efect pentru viitor. Ioane, concret, ce crezi tu că... Ioane, și al doilea... Da. Al doilea, vreau să vă spun ceva, că am urmărit toate intervențiile dumneavoastră, deci pentru domnul Coarne este valabil. Vă rog, vă ascult cu drag. Și să știți că e posibil să aveți o problemă juridică destul de... Eu personal? Adică, da. În ce sens? De ce? Pentru că dumneavoastră puteți fi acuzat că ați instigat... Da. Mi-am asumat lucrul ăsta, da. Mi l-am asumat. Nu v-ați uitat, domnul meu, nu v-ați uitat de la începutul emisiunii la mine la emisiune? Asta, cu așa am început emisiunea eu cu întrebarea asta. Domnul Coarne, nu puteți fi acuzat de instigare? Ba da, dacă vă uitați la început, subiectul a fost discutat. Mi-am asumat lucrul ăsta, da. Pot fi asumat, și a asumat că a instigat lumea să respecte legea. Mi-am asumat și mi-am acuzat, da. Nu, s-au folosit jumătăți de adevăr cu jumătate. Dați-mi un exemplu de jumătate de adevăr folosită. În primul rând vreau să vă spun ceva. Vă rog frumos, dați-mi un exemplu. Nu-mi spuneți nimic. Dați-mi un exemplu de adevăr. Jumătate spus. Nu pot să folosesc nume, că n-am cum. Nu. Ați spus că s-au folosit jumătăți de adevăr. Dați-mi un exemplu. Deci, în primul rând, nu sunt adevărate sumele vehiculate. Dați-mi deci, un exemplu, am spus. Dați-mi un pic din gură, te rog frumos, Mitică. Deci, un exemplu. Pensiile sunt mult mai mari decât cele care au fost vehiculate de... Închideți-i telefonul. Nu închideți asta. Ba da. Atenție, la emisiunea aceasta... Dialogul e deschis, poate să facă fiecare ce vrea, să spună ce vrea, atât timp cât nu încalcă normele CNA-ului și cât nu vine să ne prostească. Acest telefon era prosteală. S-au spus jumătăți de adevăr. De 4 ori l-am rugat deferent. Spuneți-mi un exemplu. Știți că numele, nu pot să dau nume, prietene, eu pot înțelege îmbârligături de genul ăsta, dar nu în emisiunea asta. După ce că e singura emisiune de pe piață care lasă pe oameni să vorbească liber, necenzurat, nu vă întreabă nimeni când intrați la telefon cu colegii mei, domne, dar ce vrei să spui? Nu, un nume și de unde, ca să știu eu să spun salut Costică din Bârlad. Da? Dar nu încercați manipulări de-astea ieftine cu mine sau în emisiunea asta cât o fac eu, când o face o altcineva, puteți să-i prostiți. Până atunci nu. Da, da, eu mă aștept la lucrurile astea. Ce era aia, s-au spus jumătăți de adevăr? Păi nu știu la și l-am întrebat de 4 ori. N-avea o reprezentare clară, era o manipulare. Da, o concluzie, domnul Coarnă. Concluzia este simplă. Un mare profesor de drept administrativ în perioada interbelică spunea că un stat progresează doar cu omul potrivit la locul potrivit. Din păcate, la noi, omul este potrivit, dar la locul potrivit altuia. Și avem rezultatele pe măsură. Vă reamintesc, oameni buni, astăzi s-a discutat într-o conferință de presă PSD-ALDE despre acest subiect. Tăricianul Călin Anton Popescu a spus un lucru extraordinar de adevărat, că legea aceasta și, de fapt, sistemul de legi speciale al pensiilor speciale din România nu este sustenabil dacă nu se intervine. Miercuri va fi ședință de guvern, a fost convocat Parlamentul în sesiune extraordinară, o să vă țină colegii mei de la știri la curent cu evoluția pas cu pas, ca să-l citesc pe Coarne și pe domnul Claus Iohannis, a evenimentelor, evoluția evenimentelor, dar, nu uitați să rămâneți pe B1 în seara aceasta, Gențiana Coman cu principala emisiune de știri. Imediat poți să faci și tu, stai să spun despre colegul Mănăstire, că altfel se supără că nu-i promovezi emisiunea. O seară incendiară, Marca Silviu Mănăstire, ia zi. Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați avut deschidere pe subiect, iar domnul Mănăstire, de câte ori mă vede, mă întreabă. Gata! Mă întreabă domnul Mănăstire așa, nu te-au Nu am timp, s-a terminat emisiunea, revenim mâine la ora 18 cu Se întâmplă acum.